Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 7 pentru gol. Spuneam noi săptămâna trecută, chiar și în promoționale, că ne vom ocupa așa de fiecare candidat, fiecare din oamenii care sunt în jurul candidaților, în jurul staffului, pentru că na, pe 6 decembrie trebuie să ne alegem parlamentarii, pe care cu siguranță îi vom trimite la București să ne reprezinte până la urmă interesele noastre ale cetățenilor. Invitatul meu din această seară este primarul localității Stejari, primar PSD, domnul Robert Ionuț Păiuș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și pe această cale țin să salut și pe dragii noștri telespectatori. Da, se bucură că-i salutați. Ne întâlnim prima dată aici la Gorj TV, dar da, avem timp să ne vedem mult timp de acum încolo. Bun, o să intru direct așa în pâine. Știu că dumneavoastră sunteți un primar nu neapărat versat, adică un primar care are un mandat în spate, un mandat mai da, aveți, da? Așa, un, și un tip, ca să spun așa, care domnule spune atipic în față atipic ce are de spus. Nu știu dacă atipic, un tip cinstit, corect, onest, are de spus ceva, spune. Consider că atâta timp cât mergi pe picioarele tale, cât timp îți construiești și îți conturezi propriul tău nume și propriul tău destin, cred că trebuie să ai și bărbăția, da? Corect, de a spune normal și ceea ce îți convine și ceea ce nu îți convine. Corect. Bun. De aceea suntem într-o țară democratică. Să spunem tot ce gândim, nu? Logic. Chiar dacă supărăm pe alții. Păi, până la urma urmei, cred că în toate lucrurile bune există și un lucru rău și în toate lucrurile rele există și un lucru bun. Și da, da, asta nu e caracteristica politicienilor, că știți, politicienii de obicei spun cam ceea ce ar dori publicul să audă, adică ceea ce ar dori oamenii de pe stradă să audă. Păi, în general, cam tot ceea ce ne doare pe noi ca persoane, asta îi doare și pe cetățeni. Am înțeles. Adică trăim într aceeași lume, într aceeași țară. Da. Veniți din Stejari. Da. Povestiți-mi puțin de comuna, de localitate, comuna Stejari. Comuna Stejari. Comuna Stejari este o comună, din punct de vedere mirific pitorească, cu stejari seculari. Uh-huh. O comună dragă sufletului meu, așa cum am spus în multe emisiuni anterioare. Eu, de fapt, sunt născut și crescut la Craiova. Doar că vacanțele periodice școlare, pentru că la vremea noastră făceam școala cum se făcea școala, cum se făcea școala, și aveam vacanțele frumoase crescute în sânul bunicilor și cred că prietenii care cei mai frumoși, cred că și cei mai adevărați prieteni sunt ai prieteni care fac și în perioada de copilărie și foarte mulți din prietenii mei sunt acolo și a fost și o conjunctură. Sunt mai multe, au fost mai multe, cum să spun eu, motivații care au dus la candidatura mea. Da, sunteți un primar relativ tânăr și de asta m-am tot gândit. 28 am câștigat, 28 de ani. Da. Important e să vrei și să-ți dorești. Da, să mă gândeam la un moment dat, domnule, uite, a venit băiatul ăsta tânăr de la Craiova, da? A candidat, nu știu cum a făcut ce a făcut... și a câștigat, a primit până la urmă încrederea cetățenilor, încrederea oamenilor. Am găsit formula magică din punct de vedere al echipei competitive, pentru că și astăzi, ca și atunci, în perioada de 2016, am avut o echipă competitivă. În cei 4 ani de zi de mandat am încercat să-mi întăresc lotul, ca orice antrenor, știți, și trebuie să-ți găsești oamenii cei mai potriviți din ramurile, pentru că clasele sociale sunt la fel de diferite ca la oricare altă comună. Doar că trebuie să găsești oamenii aceia care să fie acei oameni zid, să reprezinte ceva pentru societate, să aibă un cuvânt de spus în societate. Și cred că am găsit, de data asta pot spune, cu bucurie în suflet și cu mii de mulțumiri față de cetățeni, pentru că noi am scris, pe de altă parte, că în 2016 am scris istoria prezenței la vot. Am avut cea mai mare prezență la vot de-a lungul istoriei alegerilor la Stejar. De data asta am atins scorul cel mai mare pe care l-a putut atinge un candidat, un primar. Și acest lucru spune foarte multe despre mine ca și om, ca și încredere și loialitate față de ei, dar pe de altă parte și ca obligații pe care eu trebuie să le care vă apasă pe umăr, să zic așa, le realizez și să le duc la bun sfârșit, pentru că sunt de foarte multe ori în anumite ședințe interne ale mele, cât și de partid, cât și de
prin funcția de primar al UAT-ului, spun că de data asta nu mai este de glumă și oamenii așteaptă rezultatele și următorul prag pentru a sparge gheața, să fiu singurul candidat pentru al treilea mandat, pentru că de-a lungul istoriei la stejar nu a depășit nimeni de unul, maxim două mandate. Este următorul obiectiv al dumneavoastră, da, al treilea mandat de primar. Al treilea mandat și cu scorul de 90%. Foarte multe promisiuni sau foarte multe realizări nu am mai venit cu foarte multe lucruri pompoase ca în 2016, pentru că în 2016 am puști visător, un tip care credeam că tot ce zboară se mănâncă. Și de data asta am venit cu lucruri concrete, viabile și palpabile, adică vorbim de un gaz, o extindere de gaz, de o susținere a Consiliului Județean pentru reabilitarea drumului județean, pentru că în proporție de 80% din drumurile comunale sunt asfaltate, mai avem undeva la 9 km care ne sunt necesari pentru a spune că avem comuna asfaltată 100%. Și canalizarea și școala, avem o grădiniță care deja am primit finanțarea. La ora asta lucrăm pentru toată partea de documentație juridică de a putea să o rescoatem din nou la licitație, pentru că au fost și în anii ăștia s-au creat foarte multe firme de carton, foarte multe firme de apartament, care la un moment dat nu puteau să ducă anumite lucruri, veneau, câștigau licitațiile, aveau anumite condiții de îndeplinit de a se prezenta la licitații, dar ulterior lipsa oamenilor, a efectivului de muncă, își spune cuvântul. Pentru că eu cred că în România, în toți acești 4-5 ani, pot spune că nu a fost o problemă atât de majoră pe cât au prezentat-o foarte mulți politicieni cu crearea locurilor de muncă. La noi a fost lipsa forței de muncă, locurilor de muncă. Că e drept că nu sunt la fel de bine plătite, dar eu cred că majorările pe care le-a făcut Partidul Social Democrat în ultimii 4 ani de zile, da, pentru că trebuie să spunem și acest lucru, a mai echilibrat balanța bugetară individuală. Adică nu mai ca și când te duci cu 7-8 milioane în buzunar, te duci deja cu 16-17, aproape depinde de și acum ești de meseria pe care o practici. Corect. Dar cel mai mic salariu este de 15 milioane. Da, e bine, lucrezi în construcții, ai acel 3.000 de lei. Da. Exact, s-au fost niște lei și niște facilități pe care Partidul Social, că nu trebuie doar să conturăm totul politic, dar trebuie să vedem și cu ochii umani, da, cu ochii lui Moromete, cu ochii lui Moșu în roată, ăia reali, ăia sănătoși, viabili. Știți cum se spunea că stăm și gândim drept. Da, e adevărat. Ideea e că trebuie să spunem lucrurilor reale pe nume, nu să venim... Că e frumos acum să te... Da, mie mi-a plăcut chestia asta pe care a spus-o, deși spuneam eu că sunteți un primar atipic, nu neapărat atipic, așa puțin, să nu veniți cu promisiuni decât ceea ce știți că o să realizați. Și spuneați dumneavoastră de gaz, de drumul județean. Eu spun chiar la ora actuală... În general, oamenii care candidează sau politicienii vin... Vă aduceți aminte alegerile locale? Mi-aduc aminte de niște proiecte pompoase pe aici, de stăteai și te gândeai, Doamne, când o mai ajunge să le facem sau când o mai ajunge să le scriem? Noi chiar astăzi, la ora vorbirii, da? Noi o să avem la ora 5:30, avem ședințe de Consiliul Local în care vom aproba indicatorii tehnoeconomici pentru extindere de gaz pe o suprafață de 51 de kilometri. Asta e un lucru bun, tot dacă branșamente. Gazul acolo pentru oameni. Pentru că, vedeți, sunt anumite lucruri care ar trebui să scoase la suprafață, pentru că în ultimele luni de zile, mai exact din septembrie, noul nostru guvern a venit cu tot felul de aberații și de legi, printre care cea de legată de proprietatea terenurilor forestiere, da. Care la ora actuală sunt foarte greoaie de mersurile pentru a intra în legalitate. Foarte mulți oameni au avut eliberate de către primării, de către OAT-uri, acele procese verbale de punere în posesie și ulterior nu prea au apucat foarte mulți oameni să-și prindă la mână și acel titlu de proprietate. Așa e. Și acum e foarte greu ca să mânezi unui cetățean acel titlu de proprietate decât prin a da în judecată. Sunt niște proceduri juridice foarte greoaie. O să, ulterior, am vorbit și cu angajații mei, cu colegii mei, să
strângem numărul total de procese verbale, ulterior să angajăm o casă de avocatură, să dăm în judecată statul și să-i ajutăm pe cetățeni, pentru că noi, în primul rând, eu sunt în beneficiul lor și în folosul lor. Atât din cât lor le e bine și mie va fi bine, că de foarte multe ori stau pe scaun, sunt zile în care majoritatea primarilor, cred că li se întâmplă, când stau și nu prea au ce să facă, că ba plouă, ba oamenii sunt pe, corect. Și stau și pe gândesc. Casă și stau și se gândesc câți oameni, eu stau și mă gândesc că unul personal, câți tineri, de seama cu mine, muncesc în străinătate pe 1300 de euro cât am eu salariu, da? Și majoritatea primarilor au, sau cel puțin eu, salariul meu este de 5800 de euro și mă gândesc 5800 de euro, 5800 de lei. De lei. Cât ar putea să fie în locul meu. Și dacă totuși am avut norocul și șansa și Dumnezeu m-a ajutat și destinul să ajung aici, cred că trebuie să și fac ceva. Da, apropo de, sunt convins că deja v-ați apucat de făcut și faceți. Apropo de chestia asta cu tinerii, că mi-a picat acum. Domnul primar, satele se depopulează, s-au depopulat, de fapt, până acum. Nu știu dacă se mai depopulează. Dacă mergi într-un sat, am și eu niște bunici și când merg acolo, îmi iau aminte de cei care erau de vârsta mea. Mă gândeam că văd copii, văd... E, au rămas bătrânii, aia care erau. Cum e la dumneavoastră? La fel ca în toate România. Nu cred că sunt sau mai mare parte din România. Eu cred că la ora actuală nu putem să vorbim la nivel central, adică pe suprafața României, nu cred că putem vorbi de un număr de 20 de comune care să fie dezvoltate în adevăratul sens al cuvântului din punct de vedere economic și care au avut oportunitatea de a crea locuri de muncă. Nu că este ușor să vorbim despre crearea locuri de muncă, dar în primul rând, ca să creezi locuri de muncă, că contează poziția geografică pe care o reprezinți. Foarte mulți se rezumă la cei primari de la Giugud, mai era acel tânăr primar, dar de fapt tânăr acum 12 ani. Da, acum nu, e așa tânăr. Acum 12 ani, știți, ca să stai 12 ani primar, e ușor să te lauzi. Și să știți acum, fără nicio lipsă de modestie, nu sunt toate atât de rost pe cât le prezintă... Când ești primar? Nu, cele care au fost prezentate. Vă referiți la... Da. Adică sunt niște lucruri care trebuie să le și vezi. Eu am avut oportunitatea să ajung în anumite zone din cele care au fost prezentate. Și trebuie să le vezi cu ochii care sunt eu. Trebuie să le vezi cu ochii minții, că unele lucruri nu sunt chiar atât de eros. Cel de la Alba Iulia reprezenta totuși un județ care era și este județ cu o oportunitate de piață de desfacere mult mai mare decât Stejaru sau decât și Gorjul. Corect. Pentru că vorbim de foarte multe facilități. Cum de altfel și noi am putea să le acționăm, să le arondăm și să le exploatăm pe cele care le avem. Spunea cineva, nu știu dacă e bine spus, eu am o simpatie aparte vis-a-vis de Sorin Ovidiu Vântu și spunea la un dat, lucrurile bune nu trebuie să așteptate, trebuie să generate. Așa și noi, ca și județ, trebuie să facem în așa fel încât să generăm lucruri bune. De vorbit e ușor. Vedeți că și mie și noastră e ușor să vorbim aici o oră, dar să nu se întâmple nimic în afară. E adevărat. Totuși, stai și te gândești. Bun, nu că ar fi o vină a actualilor conducători ai județului, s-au pierdut foarte mulți ani. S-au pierdut mulți ani în sensul că, uitați-vă, noi încă vorbim de asfaltatul drumurilor, fie că sunt comunale, județene, lucruri pe care dumneavoastră, spre exemplu, când ați venit în mandatul de primar, mă gândesc, bă, trebuia să le fi găsit făcute. Vorbim despre gaz, da? Poate că, eu știu, zic, nu știu dacă timp de 20 de ani trebuiau făcute, da? Dumneavoastră trebuia să veniți, să ridicați comuna, localitatea, la un alt nivel. Același lucru se întâmplă și la nivel de Gorj. Au fost și conjuncturile de așa natură. Eu cred că vectorii și factorii sunt multipli vis-a-vis de anumite, comune. Sunt comune în care vina o poartă primarul actual sau fostul primar, și o bună parte o poartă din vină pe acea guvernare PDL, acea guvernare care n-au știut decât să facă stadioane în pantă și telegondole. Terenurile în pantă, telegondole care nu funcționează, da? S-au băgat foarte mulți bani în lucruri inutile. Iar perioada de 2004, banca să poată fi scoasă spre alte chestii. În 2004 cred că o guvernare frumoasă, o guvernare constructivă a avut-o și Năstase la vremea lui și Tărăceanu la vremea lui, trebuie să dăm cezarului și al cezarului, dar ulterior
de la Emil Boc încoasa, cam dus totul așa în cap. Acea criză artificială, dar de fapt a atins doar anumite categorii sociale, departe, da. Pentru că am mai spus eu și am repetat-o și o să repet la infinit, cred că majoritatea angajaților din cadrul statului, da? De cei care lucrează la stat, și dacă le dai 20 și dacă le dai 50, tot randamentul la proprie de 60%, să nu generalizăm, pentru că o simt pe pielea mea, nu am și angajați care jos pălăria pentru ei, am și angajați care vine câteodată să le dau cu ceva în cap. Pentru că nu-i poți scoate din ritmul ăsta. Și de unde și vorba bătrânească, și calul bătrân la ham nu-l mai înveți. Așa e. Și de multe ori stai și te gândești că poate are copii acasă, are rate, dar în același timp trebuie să pui în balanță și stresul și nervii oamenilor pentru care vin să plece cu lucrurile rezolvate și poate se întorc ca nu știu câte ora. Localitatea dumneavoastră este o localitate bogată de oameni bogați. Mediu așa, adică că nu sunt probleme sociale foarte importante. Sociale. Că sunt probleme sociale ca peste tot, dar nu foarte multe, nu foarte accentuate. Nu foarte accentuate. Nu, doi, trei pe aici răzleți, sunt ca în orice comunitate. Dar din punct de vedere economic, cred că undeva la un 40-50%, mai mult de peste jumate, sunt oameni cu stare cât se poate de bună. De bună. E bine. Că mai sunt și alții care poate unul la nu le place să muncească, alții nu au posibilitate, alții nu au IQ de a-și depăși și starea lor de spirit, vorba marilor poezi de la Paraziții. Sunt de diferite motive. Da, corect. Și unde lucrează ei de felul lor? Adică pe unde? O bună parte lucrează la Rungaz, o altă parte la Transgaz, o parte câțiva... Adică tot la în zona gazului acolo, pentru că acolo pentru aveți... Este, da. De aceea spune că oportunitatea noastră pentru a primi finanțarea pentru extinderea de gaz este mult mai fructuoasă și mai ușoară, mai ales cu noile legi apărute și implementate, ne va fi mult mai ușor. Asta nu înseamnă că le vom face peste noapte, dar implică ceva timp. Important este să vrei. Da. Dacă vrei, dacă reușești. Tot v-am prins, acum mă arunc cu dumneavoastră prin toate nebunile. Spuneți ce vreți dumneavoastră, sunt aici doar pentru dumneavoastră. Știi ce vreau să spun? Stăteam și mă gândeam la un moment dat. În partidele politice de obicei și la nivel central, haide să luăm la nivel județean, dacă stai să vorbești cu președinți, candidați la parlament și așa mai departe, toți îi spun, domnule, primarii sunt foarte importanți în județ. Sunt. E adevărat. Ar trebui să-și cunoască că sunt. Vă dau dreptate. Ar trebui să-și cunoască și propriile lor puteri, pentru că ei formează piramida politică. Corect. Și acum v-aș întreba pe dumneavoastră, ce contează pentru un primar? Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Primarii sunt printre puțini oameni care sunt măsurați, domnule. În partidele politice, ce măsuri? Măsuri primarii. Da? Măsuri, că e măsuri cu votul, ăla e măsura primarului. Primarii, președintele Consiliului Județean. Depinde acum la ce vă referiți pentru ce îi măsurăm. Că sunt și cazuri în care sunt foarte buni gospodari și reprezentativi ai localităților, da. Dar atunci știți, când pleacă de acolo și ajung undeva la un alt nivel de discuții, se cramponează. Eu cred că sunt și încă primari la... General vorbind, sunt primari care nu cred că v-ați dori să fiți reprezentați în anumite funcții de ei. Da, eu s-a întâmplat. Îmi permis și luxul să vorbesc și despre investițiile anterioare, pentru că o foarte bună parte din viața mea am conlucrat și am lucrat în anumite firme de consultanță și am tot avut noroc și oportunitatea să întâlnesc primari care la un moment dat, credeți-mă, după ce se terminau discuțiile, ieșeam afară și îmi făceam cruce și mă gândeam cum l-or fi ales. Care ar fi văzut criteriul de a ajuns primar? Adică era jalnic ca și individ. Da, asta e o altă problemă pe care am tot ridicat-o de-a lungul timpului. Tocmai de aceea vă întreb. Dar probabil că e omul potrivit la locul potrivit. Poate era gospodar. Probabil că da, probabil că știa mai bine pe unde... Ce este mai important pentru haideți să spunem, pentru omul Robert Ionuț Păiuș? Ce este mai important? Partea administrativă sau partea politică? Adică faptul că este un primar al PSD-ului sau că e un primar ales de locuitorii din Stejari? Sau se combină ambele la un moment dat? E o întrebare care se combină la un moment dat
intervin, se folosește una de alta. Într-adevăr că peste vine partea administrativă, pentru că partea administrativă îți creează posibilitatea și oportunitatea de a te dezvolta. Da. Politica este un șarm, o altă... Da, politica corect. E frumoasă. E cea mai frumoasă. Deci credeți-mă, chiar dacă spun că politica e o femeie ușoară, depinde cine o face. Depinde de caracterul celui care o face. Da, dar politica chiar e frumoasă. S-a degradat în ultima perioadă. Politica e și, are și un gram de manipulare psihologic, internă. Să citești omul, să-l vezi, să-i știi, să-i spui ceea ce vrea, să-l atingi acolo unde-l doare, să-i dai cu congruentul necesar. De asta spun că sunteți un primar nu neapărat atipic. Nu folosiți tipul ăsta, adică dumneavoastră dacă aveți o problemă, cel puțin de câte ori v-am auzit eu, domnule, o spuneți fracă în față. Chiar dacă se supără nea Gigi, nea Vasile, nea Grigore, că și, asta e, se mai supără, și, nu poți să-i mulțumești pe acum, toți la un moment spun, dat. Probabil că și eu de câte ori mă trezea mama cu tata să mă dimineața nu-mi să plăcea. La școală, nu-mi plăcea, dar până la urmă uite că mi-a fost de folos, că mi-a convins sau nu mi-a convins, cred că intenția bună s-a văzut. Da. Și se vede. Sunt puțin cărcot așa, cum ați făcut schimb de tricouri, cred că cu domnul Iordache, l-ați luat pe galben de la dumnealui și i-ați dat unul da, roșu. S-a creat această vârvă, acest... Da, păi de asta mă șile, că e nebunia aia, PNL, PSD, egal love. Eu zic că culoarea, atât cea roșie, da, ca focul, sunt culori frumoase. Și galbenul, care reprezintă un lan de grâu, sunt culori care trebuie să diferențieze anumite structuri politice. Anumite, prin ele se reprezintă și brandurile, de aceea nici Coca-Cola nu și-a schimbat de zeci de mii de ani, cât ori avea, cred că 70-100 de ani de voie, și păstrează aceeași nuanță de culoare, cum și de altfel și Pepsi, aceeași temă. Întâmplător, îmi plac toate culorile și non-culorile, și mai ales chiar din fericire pentru mine, sunt un adept al non-culorilor. Este o pură întâmplare că sunt astăzi în emisiunea noastră în galben. Nu am nimic, nici nu vreau să discut despre colegii mei și nici despre felul în care au ales să facă ce au făcut. Da, nu, măi, a fost o glumă așa ca să... Dar eu consider așa că, știți, eu mă simt ca un fotbalist. Știți că odată, la am spus eu că eu sunt un fel de Cristiano Ronaldo al clasei politice din Gorj. Vedeți că l-a venit și pe Messi. Și ulterior a venit și domnul Romanescu, că e un Messi. Dar Messi. Eu vă spun așa. Când vă veți întâlni? Oricând. Domnule, trebuie să vă iau odată pe terenul de fotbal, Cristiano să vă pun în iarbă pe amândoi. Cristiano Ronaldo este cel mai apt fotbalist. Da. Că ne convine sau nu ne convine, așa este. Dar unde vreau să ajung? Vă rog. Atâta timp cât am fost, cât ești într-o structură, da, într-un partid politic și îl reprezinți, trebuie să ai demnitatea și fermitatea de a da tot ceea ce e mai bun. Gândiți-vă că, la un moment dat, Luis Figo, a jucat la o foarte bună perioadă de timp la Barcelona și ulterior a plecat la Real Madrid, unde i s-a aruncat și acel cap de porc și a fost blamat. Cum ar fi fost ca Luis Figo să ajungă în fața porții și să nu poată să dea gol? Da, știți cum e? Figo a fost fotbalist și acolo și acolo. Nu. Haideți să vă spun eu, așa trebuie să fim și noi. Atunci când tu reprezinți o echipă, că de fapt tu într-o oarecare măsură formă și forme politice, partidele sunt formate din oameni. Oameni care formează echipe. Trebuie să fii devotat echipei pe care o reprezinți. Și să știți să dai bine, tot ceea ce e mai bun pentru el. Eu tot cărcota sunt și acum vin și vă întărât așa pe dumneavoastră. Știți cum e? Figo a plecat de la Barcelona. Vreau să spun de concepție și de gândirea că putea atunci să spună, am jucat 10 ani de zile la Barcelona, nu pot să-i dau golul lui Barcelona că joc la Real. Exact. Dar totuși a avut momentul și a ars. Ai cum să... Așa și eu. Atâta timp cât sunt reprezentat și mi-a fost... de bun augur venirea mea în Partidul Social Democrat și nu mi-e, adică nu vorbesc lucruri mari, am anumite responsabilități, mă bucur că domnul președinte Weber și atunci cu Cosmin Popescu au încredere în mine și întreaga echipă. Am fost arondat ca un om reprezentativ al zonei, da? Pot spune că am anumite funcții în partid și eu cred că trebuie să le duc cu demnitate și cu fermitate și prin rezultate. Mi se pare normal. Atât cât oamenii au încredere în tine ca și coordonator și trebuie să reprezinte anumite zone, trebuie să dai tot ceea ce e mai bun.
Am înțeles. Și chiar îmi place ceea ce fac. Păi sunt convins că altfel... Că am certuri în familie grave de tot, ceea ce fac. De ce sunt... Deci aveți și Barcelona, mea... aveți și Real, aveți și... Nu. Da? Din punct, nu. Familia mea nu are treabă cu... Nu face politică? Cu politica. E doar că bine. Îmi reproșează mie tot timpul că... Vă dați seama că în 28 de ani de zile, trăiți în Craiova, am lăsat ceva acolo și... E un pic... Sunt un pic agitate spiritele când ajung acasă târziu, când prefer să stau mai mult cu oamenii decât să ajung acasă și foarte multe lucruri. Nici n-ați dat să știți la o întrebare ce am răspuns într-o noapte. Mă spuneți după dacă nu în se poate spune. Știi ce face? Ce v-aș mai întreba? Se vorbește în acest moment, am văzut discursuri legate de digitalizarea României, digitalizare în primărie. Două secunde. În același timp, deci vorbind despre chestia asta cu digitalizare, constatăm că noi suntem varză în partea asta de internet. Adică te uiți, școlile super la internet aici în Târgu Jiu, că e normal să ai, dar dacă mergi pe undeva prin sate, prin localități, nu există. Constați că există familii care nu au calculatoare, telefoane sau chestii de genul ăsta. Apar diferențele astea și discrepanțele astea de discurs politic până la urmă. Deși eu am încercat să pun în balanță și experiența de viață pe care am trăit-o acolo, în Craiova, mă refer, și încercând să pun în beneficiu fiecare cetățean, indiferent de vârstă, lucrurile care i-am văzut că îi lipsesc și, în general, la tineri. Se vede această diferență între tinerii plecați de pe băncile școlii din zonele rurale să ajungi în zonele municipale, în orașe. Pentru că aici, la oraș, oamenii sunt mai versați, mai jigodiți, mai profitori. Nu că la țara n-ar fi, sunt și acolo. Sunt și acolo, dar cu alte limite, este cu alte limite ale bunului simț. Aici nu există scrupule. În oraș nu există scrupule. Și nu există limite. Și nici limite, atât de când nu mai ai scrupule, nu mai ai limite. Da. Și am încercat să fiu alături de copii, de tineri, pe de altă parte de comunitate, foarte multe idei, în foarte multe proiecte. Am fost chiar blamat și în campanie, în partea de monitorizare a comunității, pentru că eu reprezint una dintre cele mai noi comune din județul Gorj. Corect. Și am încercat să gestionez anumite probleme. Nu, asta nu înseamnă că le pot rezolva în totalitate, dar atunci știți cum să spun, necunoașterea creează frica omului. Corect. Dacă știi despre ce e vorba, măcar dar dacă tu știi că ești monitorizat, parcă nu prea îți mai vine să mai faci anumite lucruri așa la libera practică pe care tu o făceai de zi cu zi, care devine probabil și cutumă în a fura lemne, în a arunca gunoaie, în a merge fără permis, în anumite lucruri care nu erau benefice pentru comunitatea noastră. Asta nu înseamnă că ei nu poate să le mai și practice. Niciodată am spus că un host, dacă vrea să spargă o casă, poate să faci gardul de 2 metri, dacă lui om, individul are în cap să spargă casă, o sparge. Corect. Dar în subconștientul tot te simți protejat. Asta nu înseamnă că ești și protejat, că noi avem armata. Asta nu înseamnă că dacă vrea cineva să ne atace, înseamnă că noi suntem atât de bine apărați încât nici nu poate să ne atace. Dar avem așa ceva, o liniște interioară. Cum, de exemplu, și cu, aici nu știu dacă Fabina, dar și religia este un lucru care ține echilibru oarecum al conștiinței sau inconștiinței umane. Cu siguranță. Așa și cu această vis-a-vis de acea întrebare cu digitalizarea pe care și eu am vorbit despre ea, pentru că este importantă și benefică. Ușor, pe lângă această parte urâtă a acestui, așa zis, virus, eu sincer nu trebuie să mă iau oamenii ca atare pe mine sau să mă asculte, nu sunt de specialitate. Am spus tot timpul că cei care sunt de specialitate ar trebui să vină să vorbească. Eu sunt de specialitate a gândi, a vedea oamenii, dar aș și pune unele lucruri în balanță. Totuși știți că la Bibi și iarăși revin, scrie că crede și nu cerceta. Totuși eu sunt și vreau să fiu și un pic de tomane credincios. Nu vreau să fiu chiar aia care merge după turmă așa. Trebuie să mai și behăi din când în când, să văd și eu dacă e ca ei sau nu e ca ei, dacă e ca mine sau nu e ca mine. Această formă vis-a-vis de ceea ce vreau să spun e că pe lângă virusul ăsta, dacă observăm că lucrurile se schimbă, evoluează. Nu toate lucrurile evolutive sunt binevenite la început. Da, corect.
Unele sunt respinse, poate pe parcurs. Mare parte lucrurile fie... necunoscute sunt respinse. Sunt respinse, e adevărat. Dar forma pe care ei o adoptă nu este una cea ortodoxă vis-a-vis, și acum fac o paranteză foarte, foarte mare sau chiar pătrată vis-a-vis de copii. Pentru că țara asta, că vrem sau că nu vrem, România se numește datorită viitorului. Viitor care reprezintă copiii noștri sub forme diferite pe care o să, sau sub forme diferite amprente pe care o să le lase în societate. Corect. Nu putem să ne bătem joc de ei. Am înțeles, ne tăia salariile. Dacă iubești ceea ce faci, stai și pe 5 milioane, stai și pe 7, asta e. Au mai fost vremuri și mai grele. Da, o duci și mai greu, nu contează. Te asta descurci. E. Ne... Considerați că și-au bătut joc de copii în această perioadă? Eu îmi văd copilul meu în fiecare zi. Nu știu cât timp aveți dumneavoastră, probabil că aveți la fel de puțin timp ca mine, dar eu când văd copilul cum alergă prin casă făcând sport, când gândiți-vă că în fiecare dimineață copilul se dă jos din pat, corect, se duce la toaletă, se spală pe dințișori, pe ochi, se îmbracă frumos să vadă colegii frumos, da. Dar oxigenul, aerul rece, domnul meu, unde acel timp, tempul care îl pierdeai până la școală, care îți revenea. Eu m-am uitat și stăteam undeva mai că să simt și că scris spați așa de părinții lor. E adevărat. Pentru că una e să vă certe, știți cum e? Una e să vă certe profesorul în clasă. Dom'le, vorba între de socializare acolo, să duce cu colegul lui mai o jurătură, mai o, nu știu, știți, cred că știți toată țara da. Au pitulat carnetele de note să nu le vadă. Aici nu mai poți să mai faci acel lucru copilăresc, acea parte umană care face parte din tine. Da, da, da. Sunt lucruri care 90% din ei sunt zombi la ora aia, așa pentru e, că nu au contactul cu oxigenul să-și revină, să se debusoleze. Domnul, nu poți să stea 8 ore pe calculatorul ăla, pe laptop. Sunt somnambul, domnul meu. O ia până să trezesc să termină orele. Ce învață ei? Ascultă de când niște mesaje vocale. Domnul meu, până la urmă urmei, sub o formă sau altă, suntem singura țară care procedăm așa, lăsând la o parte partea politică. Oricum, PNL-ul, din punct de vedere politic, au dat kicks, sunt varză. Și când vin aceiași oameni, să nu ai alte așteptări. Vor fi, credeți că vor fi sancționați în decembrie? Proporție de 99%, că mai există 1% care vine din partea UDMR-ului. Cred că da. Pentru că nici nu vii cu ceva nou, vii cu tot felul de aberații, dai niște programe negândite, păi între ora 11 noaptea și ora 5 dimineața dispare virusul, sau atunci se activează virusul, deci până la ora 9, să înțeleg că de la ora 5 până la 9 nu există niciun virus. Întâmplător, aflându-mă în Craiova, am trecut pe lângă piața Chiriac, nu știu dacă știți, e o piață prin centrul orașului, piața Chiriac, așa se numește o denumire veche. Și era închisă. Și în același timp mă îndreptam către Dedema. Nu știu dacă am făcut o greșeală. Nu-i nimic. Îi facturăm și ne aduc banii la caserie. Păi da, nu e. Și era plin. Plin. Și când spun plin, credeți-mă, aveți cuvântul meu de onoare. Da, și la fel și în Târgu Jiu, la fel peste tot. Am dat două ture de parcare până am găsit un loc. Păi cum în piață este virus, dar în supermarketurile lor, franțuzești, nemțești, olandezi, bulgărești, cum or fi, ce or fi, că oricum românești nu sunt, nu e virus. Că Oșan nici de cum nu este românesc. Da. Da. N-are, deci nu sunt niște lucruri care trebuie să le gândim uman și am spus așa. Dumneavoastră, aveți școală acolo. Există școală. Da, există copii. Da. Mergeau în mod normal. Mergeau, da. V-au venit părinții, s-au plâns, domne, n-avem net, domne, n-avem calculatoare, domne, știu într-o zi, cred că v-am și urmărit, am achiziționat, am vrut ulterior să așteptăm după programul de finanțare al guvernului, care e pământ, și spuneam, oferim tablete, dar sub o anumită dimensiune, sub o anumită capacitate, vorbim de anumite rame, anumite placă de anumit procesor, etc. La vremea vorbirii de atunci, singura firmă, era o firmă praf, care putea să facă... care avea posibilitatea, avea modelul ăsta, dar acest model nu era un model care să acapareze necesitatea pieții. Nu știu ce s-a întâmplat, oricum totul s-a cramponat, dăm, nu dăm, de-abia acum putem discuta de
un caiet de sarcini bine făcut am înțeles. În a fi. Deci inițial au fost niște aberații trecute. Eu cred că întotdeauna, fără nicio lipsă de modestie, și fac apel, cred că totuși am 30 de ani și ar trebui cei în care sunt mult mai în vârstă decât noi, ca și generație, ca și vârsta noastră, să avem mai multă experiență de viață, să întreb ce a făcut Constantinescu când a venit la conducere, ce a făcut Traian Băsescu când a venit la conducere, ce a făcut Claus Iohannis când a venit la conducere. Pentru că dacă stăm și adunăm... Care dintre ei v-a plăcut mai mult, domnul Păiuș? Nu știu că e cuvântul potrivit. Nenorociți au fost toți. Sunt forme diferite. Dar din punct de vedere al jigodismului prezidențial, nimeni nu-l va bate pe Traian Băsescu. Animal politic, așa l-au denumit. Monstru. Monstru politic. Da. Este un jucător foarte, foarte bun. Foarte bun și... Și cum vedeți actuala clasă politică acum? Președintele Claus Iohannis. Claus Iohannis, cred că din punctul meu de vedere ar trebui să-și dea demisia după alegerile astea. De ce? Pentru că n-a făcut nimic nici în 4 ani de zile, n-a știut nici teorema lui Pitagora, deși Dăncilă a știut-o, da. Dar țara întreagă n-a văzut treaba asta. Cum domnul Păiuș n-a făcut? A făcut România bine educată. Nu, a făcut România lucruri bine făcut. Așa, România lucrurile bine făcut. România, educată, o Românie prosperă sau... Educată, așa, pe educată. Spune, da. Nu știu, n-a făcut nimic. Din punctul meu de vedere, efectiv, ca și președinte, nu a făcut nimic. Doar de vreo 2 ani de zile a prins așa, cred că are un, a intrat o cutumă în subconștientul lui. Nu știu, cred că pe soția lui o cheamă Carmen, nu? Da. Cred că nu mai strigă, Carmen, hai la masă, ce PSD, vino la masă. Are deci o la două cuvinte, cu PSD, la două cuvinte, da. Unde trebuie să pună punct și virgulă sau unde ar trebui să accentueze cuvintele, folosește cuvântul PSD. Cred că acest cum să spun eu, individ nu va reprezenta nimic pentru România. Totuși, piazărea. Da. PSD-ul a avut ocazia, PSD-ul prin majoritatea parlamentară pe care a avut-o atunci când, bine, vorbim de guvern, atunci când au dat jos guvernul și i-au lăsat guvernul domnului Iohannis, știți, înainte de, sau era în perioada stării de urgență. PSD-ul aș putea spune că a avut de foarte multe ori bunul simț să asculte vocea poporului. Da, de foarte atunci, multe. Atunci, atunci când asta e și teoria de democrației, dar cred că ei nu citesc pe neliștește. Atunci când poporul, vocea poporului este reprezentativă mult mai mare de peste 30%, este cazul să accepți și ceea ce spune, ce spun ei, pentru corect. Că ei sunt cei pentru care tu lucrezi. Tu nu lucrezi pentru altcineva, tu nu lucrezi pentru francezi, nu lucrezi pentru nemți, nu trebuie să obligi pe român să meargă cu avionul și pe noi ne ține în casă, să duci la șparanghel. Suntem pe final. La nivel național, PSD-ul a cunoscut așa o perioadă de descreștere. Acum se pare că este pe un trend crescător. Nu același lucru, însă s-a întâmplat, iată, și la noi în Gorj. PSD-ul tot timpul a stat bine în Gorj, PSD-ul stă bine în Gorj și în acest moment, în toată Oltenia, da? Bine, singura pierdere a fost primăria de la Târgu Jiu, dar ca partid în județul Gorj au stat bine. Aveți. PSD-ul a propus Parlamentului României, sau ne-a propus nouă să votăm pentru Parlamentul României pe domnul Mihai Băr, da, președintele partidului, poziția a doua domnul Manta, poziția a treia domnul Dorin Tașcău. Nu o să mai dau numele, sper să nu se supere restul. Iar la Senat, domnul Cristinelu Jean, parcă prima poziție, și a doua, domnul Ciprian Florescu. Cum vedeți candidatura acestor deja discutăm oameni despre politici? Despre o echipă tânără, competitivă. Foarte tânără. Și ceva nou. Ceea ce în alți ani anterior nu s-a mai întâmplat. Bun, și credeți că e un mesaj dat de către PSD? Mai ești, știa ce chinezi, bătrâni, au început să se retragă la parte, să dea un și pas lateral. Și un lucru bun? Este un lucru bun pentru că vorbim de generații. Vedem acei tineri gen Adrian Șelaru și Eli, care e un tip pe care eu îl admir foarte mult.
și un puști extraordinar de inteligent și se schimbă generațiile. Se schimbă oameni, se schimbă concepțiile, chiar și la în partea de rurală, se schimbă. Peste tot, peste tot se schimbă, se schimbă. Acest stadiu de socializare a creat oportunitatea de a și internetul, într-o care măsură de peste 80%, a dat posibilitatea să spargi baricadele. Nu mai suntem, cred că pe vremea copilării noastre, că nu cred că suntem diferiți de vârstă, în afară de TVR1 bulgar și TVR2 care îl prindeai cu o antenă cât mai performantă, cu două telescoape în plus, nu aveam posibilitatea să vedem foarte multe trusturi de presă, nu aveam posibilitatea să vedem, să avem libera practică, nu aveam posibilitatea. Erau tineri care nu știau să vorbească, da? Mă uit eu la mine că până să când atunci, că asta este realitatea, atunci când am ajuns pe piața politică și în funcția de primar, nici eu n-am fost un om strălucit, dar am investit în mine, mi-am dorit să fiu bun și îmi doresc să fiu bun în fiecare zi, să fiu cel mai bun. Pentru că iubești ceea ce faci, atunci când pui pasiune în ceea ce faci, indiferent de forma meseriei pe care o practici, atunci când pui doresc suflet să faci bine și vrei să o faci cu adevărat bine, vei fi extraordinar de bine cotat pe piață. Referitor la echipă, eu da, cred că s-a mers pe o formulă, să luăm, revenim în termeni fotbalistici. De tinere speranțe? De... Da, și avem, îl avem pe domnul Cristian Rujan, un om adunat din administrație extraordinar, și domnul Weber la fel, un antreprenor extraordinar de succes și cu experiența ambii, care poate să dirigeze pe cei din spate, să se sfătuiască. Sulful tânăr pe care îl reprezintă și ceilalți colegi, cred că este benefic, pentru că la un moment dat trebuie, cum și noi trebuie să ne cumpărăm un bătrân și tinerii trebuie să aducă un tânăr în ziua de astăzi. Bine, pentru ca că să fiu, sunt evolutive. Spuneți. Ca să fiu pragmatic așa, domnul Păiuș, domnul primar, ia dați-mi, domnule, un scor. Ce scoate PSD-ul la alegerile din decembrie? După calculele dumneavoastră, să ne înțelegem, dumneavoastră să fim la fel de aroganți și să nu vedem realitatea cum nu o vede astăzi PNL-ul, că ar trebui să plece acasă, să spun că vom scoate 2 senatori și 5 deputați. Da. Nu, noi ținem cont și de vocea poporului, ținem cont și de realitatea din teren, dar cu certitudinea de 100% vom avea minim 3 deputați și 1-2 senatori. 1-2, am notat, domnul. Pentru Păiuș, că este mult de muncă și avem mult de muncă și cred că ședința care ne dacă rămâne scorul ăsta, vin la dumneavoastră la stejar să faceți cinste cu un șpriț. Da. Cu cea mai mare plăcere. Că ați dat rezultatul corect. Vreau să zic că astăzi ședința pe care a ținut-o domnul președinte, domnul Mihai Weber, a fost un mare gong și cred că ne-am trezit puțin la realitate să înțelegem că dumnealui este șeful și noi reprezentăm o coloratură politică, o formă viabilă, palpabilă și de care noi ne-am folosit fiecare primar în parte, trebuie să fim corecți și cinstiți, că acei oameni în vârstă încă își iubesc partidul lor de suflet și în proporție de 90% din primari de astăzi, nu aducem discuții gen domnul Adi Câmpeanu, care cred că și independent dacă ar candida, dar dumnealui este un caz separat, e acolo închis în cochilea dumnealui. Noi, în proporție de 90% și mă repet, suntem primari datorită și într-o oarecare măsură și a susținerii cu partidului. Acei trandafiri încă au rămas la inima oamenilor și noi ne-am folosit. Acolo. Și ar fi păcat și urât din partea noastră să nu întoarcem acest beneficiu și față de oamenii care ne-au dat încrederea totală și de doctrina politică. Dacă astăzi mai putem vorbi pentru unii dintre noi de doctrine, că totuși în politică vorbim de doctrine, da? Foarte mulți sunt, sunt deputați, senatori, care nu știu ce doctrină au. Dar eu, pentru doctrina și pentru modul în care m-au primit și pentru facilitățile pe care mi le-au creat, sunt soldatul de serviciu la orice oră. Am înțeles. Totuși, v-aș atrage atenția că nu băgați așa mâna în foc pentru nimeni, că poate candida independent. Istoria ne-a arătat că dacă s-a dat deoparte, de lângă partid, a obținut depinde de individ. Și asta e adevărat. Devine individul dacă își vede lungul nasul. Dacă nu știi nici să vorbești și te crezi peste noapte zeu, s-ar putea să-ți taie creanga de sub picioare, să cazi în fund și să nu știi cine ai fost. Și căderea e grea.
E foarte grea. Mulțumesc mult, domnul primar. Vă doresc mult succes în continuare și multă baftă. O să aveți de lucru puțin până la alegeri, după care vin sărbători. Cum veți face sărbătorile? Că mie îmi plăcea acolo când mergi la... Păi nu știu, știu că de Moș Nicolae o să mă duc la vot, ca așa vrea domnul președinte. Deși noi toți nu am vrea și nu ne-am dorit treaba asta, pentru că dacă atunci tu spui că suntem într-o situație foarte groaznică din punct de vedere al virusului, dar de Crăciun suntem obligați să stăm în casă, ca și a vrea domnul scumpul nostru președinte. Deci, votați PSD. Bun. Cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Domnul Robert Ionuț Păiuș, primar al localității Stejare, a fost alături de noi. Reprezentam PSD, evident. Până la o nouă întâlnire, toate bune, rămâneți cu bine și aveți grijă de dumneavoastră.